Or fi ele frumoase, dar în câteva zile buchetele de flori se ofilesc și ajung direct la coș. Pentru ca să țină mai mult, dar și să fie de folos, o tânără din capitală s-a gândit să creeze buchete din fructe și legume. Sunt frumoase, colorate, dar și adevărate bombe de vitamine. În scurt timp, mica afacere a prins la public, iar acum abia de mai face față comenzilor. În Rusia, Ucraina, dar și România, astfel de buchete deja au devenit un trend. Cine s-ar fi gândit că un buchet poate fi comestibil? Este posibil dacă acesta este creat din fructe și legume. Natalia Peredelcu a adus această idee și la noi în țară acum o lună. Mie îmi plac florile, dar nu-mi place deloc să le primesc, pentru că mai devreme sau mai târziu trebuie să le arunc. Și îmi pare rău să arunc florile. Dar așa, buchetul ăsta poate să fie mâncat și folositor pentru sănătate și drăguț. Am făcut pentru zile de naștere, pentru nunți. O prietenă de-a mers la cumătrie cu un buchet din asta. Combinația de fructe și legume este mereu diferită, spune tânăra. De această dată, Natalia a optat pentru o combinație uluitoare, căpșuni și ardei iute. Ardei pentru că e foarte sănătos, pentru că arată bine și pentru că e așa, ca o provocare. În primul rând mă uit la textură, la formă. Mă strădui ca fructele să aibă cam aceeași dimensiuni. Adaug căpșuni, struguri, flori sau mentă, în dependență de complexitatea lui. Iată, am niște ace care le introduc în fructe. Fructele le-am spălat, le-am curățat. Spune că inspirația de a crea astfel de buchete i-a venit după o vacanță în Odessa. Am văzut un magazin cu un decor foarte, foarte deosebit și m-am oprit să-l privesc mai mult timp. Am analizat toate fructele și atunci am observat că fructele au formă și culoare foarte frumoase. De fapt, fiecare fruct are forma sa aparte, care seamănă cu figuri geometrice, cu părți ale corpului și inimii. Astfel, Natalia, care este studentă la Universitatea de Medicină, vrea să promoveze un mod sănătos de viață. Populația Republicii Moldova se înțeleagă că e foarte important modul de viață pe care îl duc, alimentele pe care le folosesc zi de zi. Pentru că la noi, din păcate, oamenii se adresează la doctor doar când îi doare ceva și când de multe ori este prea târziu. Prețul unui buchet este de circa 200 de lei. Natalia spune că nu se oprește aici. Mă gândeam la un moment dat să fac buchete după care se poate transforma într-o limonadă sau într-un smoothie, nu știu, într-o salată, de ce nu? Să fie un buchet folositor. Și dacă pentru moldoveni aceste buchete reprezintă o noutate, în România, Ucraina, Rusia, dar și în Statele Unite, de mult au devenit un trend. Surprinzător, dar și miresele optează pentru astfel de buchete. În loc de flori, acestea aleg fructe și legume, de regulă de culori aprinse.